Bună seara, doamna Emilia Călușaru, și bine ați venit alături de noi și de ascultătorii noștri. Bună seara, doamna Petruța. Mulțumesc pentru invitația de a fi în direct cu românii de oriunde s-ar afla dumnealor. Doamna Emilia Călușaru, ce ne puteți spune despre cariera dumneavoastră muzicală și despre melodiile dumneavoastră? Mă bucur că pot să povestesc cum am luat naștere un album cu 12 melodii de suflet. Toate cântecele au fiecare o poveste. Dar prima mea melodie, primul cântec, Doamne, am alergat în viață, este reprezentativă pentru mine, deoarece atunci când Bunul Dumnezeu mi-a dat-o, eram după o nuntă și chiar o auzeam în somn. Melodia, cu tot cu text. Nu aș vrea să creadă ascultătorii noștri că sunt nu știu ce compozitoare sau poetă. Dar așa s-a întâmplat. Să înțeleagă și ascultătorii că un cântec, un șlagăr, eu nu l-am cumpărat, nu mi l-a scris vreun mare textier. Interesant era că oboseala acumulată la acea nuntă de 3 zile a trecut în momentul în care am auzit Doamne, am alergat în viață, în ureche. O auzeam atât de clar și mi-o cânta cineva de multe ori până m-am trezit, am înregistrat-o cu un telefon vechi pe un reportofon să nu o pierd. După cum vă spuneam, am fost nevoită să mă trezesc din somn de abinerea și să plec la Băilești, să cer părerea unui bun prieten, instrumentist, maestrul Gigi Schulz, care îl salut, bineînțeles, pe această cale, să-i cer părerea în legătură cu această melodie care tot nu îmi dădea pace. Am cântat împreună, orga dumnealui mi-a făcut un scurt negativ, așa s-a născut Doamna Alergat în viață. Celelalte melodii au venit la fel cum a venit și prima melodie, însă la distanță mai mare de timp între ele. V-aș ruga acum să ne spuneți câte ceva despre dumneavoastră, despre omul Emilia Călușaru. Vă mulțumesc mult pentru această întrebare, doamna Petruța. M-am născut în Băilești, în orașul regretatului artist Anzapele. Mi-a plăcut să cânt de mică. Bunica și mama aveau plăci cu doamna Maria Ciobanu, Maria Cornescu, mai ales pe doamna Maria Cornescu. O îngânam când eram... Cântam și eu, cu placa, cum se zice, era înainte. Apoi în clasele 1-4, domnul învățător Bănescu Ștefan mă punea să cânt la toate festivitățile. La liceu am vrut neapărat să urmez calea muzicii și m-am înscris în clasa 10-a la Școala Populară de Artă, Grigore Gabrielescu din Craiova, pentru a mă putea perfecționa. Apoi am urmat cursurile Facultății de Litere din Craiova. Îmi doream să ajung să cânt și asta am făcut tot timpul. În prezent, lucrez în cadrul primăriei Zicuța ca referent cultural. Pasiunea mea este tot muzica și faptul că trebuie să fiu alături de copii cărora le place să cânte, să danseze. Am și o fiică în vârstă de 19 ani cu care mă mândresc, o cheamă Corina. Să vă trăiască! Mulțumesc, doamnă, la fel și ai dumneavoastră. Aș vrea să spun că în drumul meu către muzică am întâlnit și oameni care au vrut să-mi pună pețe roate, cum să spun. Dar și oameni cu suflet care m-au susținut. Și astfel am reușit să ajung în această seară în fața dumneavoastră. Dar doresc să le spun ascultătorilor că nu există un om rău sau un om bun. Există doar oameni care își schimbă atitudinea sau comportamentul în funcție de ceea ce le influențează viața în mod constant. De la Dumnezeu sau cum se spune de la Geneză, oamenii sunt construiți să fie de partea binelui. Dar pe parcurs aceștia se schimbă, după cum am amintit mai adineori. Să înțeleg că a fost un mesaj pentru ascultătorii noștri, da? A fost o scurtă descrierea mea și iar pentru ascultători, pentru dragi ascultători, le transmit în primul rând să fie ei înșiși, în orice moment. Să nu facă compromisuri nici la locul de muncă, nici în societate, nici în familie, doamna Petruța. Le doresc sănătate, putere de muncă și credință în Dumnezeu. Atât le doresc. Vreau să mai spun că datorez apariția acestui CD, domnului Liza Constantin, fiindu-mi alături întotdeauna. Postului Radio Crizantema îi doresc viață lungă, nesfârșită.
doamna Petruța și domnul Noni, vreau să vă spun, dragi ascultători, că pun suflet în tot ceea ce fac. Felicit întreaga echipă pentru munca depusă în folosul ascultătorilor noștri, al românașilor noștri din țară și din afara țării. Să asculte cu încredere postul Radio Crizantema. Să știe că nu vor fi dezamăgiți, că au pierdut din timpul lor prețios să asculte Radio Crizantema. De la postul noastră vor învăța să fie bine dispuși, să-și aducă aminte fiecare de unde pleacă și unde ajunge. Ce se face cu inima curată și cu trudă este o mare realizare, doamna Petruța. Vă mulțumim, doamna Emilia Călușaru, în numele nostru și al ascultătorilor Radio Crizantema. Și vă dorim ca toate visele să vi se împlinească, vă dorim să aveți sănătate și putere pentru a le duce la îndeplinire. Vă mulțumesc din suflet și audiție plăcută în continuare ascultătorilor postului dumneavoastră. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație. Mulțumim, o seară frumoasă în continuare și dumneavoastră. Bun, mă, dar el este oameni buni, floare mândră între spini, mă. El parcă-l